Tabloul pe care îl vedeți în acest moment în imagine îi aparține lui Mark Rothko, a fost pictat în 1951, se numește simplu Numărul 6 violet, verde și roșu, iar în 2014 a fost cumpărat cu 140 de milioane de euro. Este cel mai scump tablou care îi aparține lui Rothko până în prezent, însă nici acestea nu sunt mai prejos. Portocaliu, roșu și galben s-a vândut în 2012 cu peste 86 de milioane de dolari. Americani. Numărul 1, roșu, royal și albastru, s-a vândut tot în 2012 cu peste 75 de milioane de dolari. Tot americani. Aștept un comentariu mai jos cu părerea voastră de ce credeți voi că aceste tablouri costă atât de mult.